Alex, Vlad, vă așteaptă o provocare inedită, un concurs între voi doi. Amândoi jucați în Craiova. Nu sunteți la origine din zona respectivă, dar haideți să vedem cât de bine v-ați acomodat acolo și cât de mult ați învățat cuvintele, regionalismele din zonă. Începem? Începem. Câți litri are o vadră? O vadră? O vadră. O vadră? 4? Nu. Ai și tu dreptul la o încercare? 5. Nu. 10. Vadră. Sau vadră. Numește 3 jucători ai Craiovei Maxima. Ilie Balaș, Rodion Cămătaru și Negrilă. Corect. A zgândări pe cineva înseamnă? A enerva. Corect. Ce mănânci dacă ți se oferă un cotoi? Praz. Nu. Și tu? Încerci? Cotoi. Porumb? Nu. Este vorba de pulpa inferioară de la pui. Copanul. Da, am departe cu praz. E legal să servești un zaibăr și să te urci la volan? Nu e legal. Nu e legal. De ce? Ce e zaibăr? Vin, nu? Da, este un vin din zonă. Ce parte a corpului se acoperă cu o broboadă? Spatele? Nu. Frunte. Capul. Exact, corect. Este vorba de un batic. Da, da, da. Când cineva a străfigat, înseamnă că a... Că a deranjat? Nu. A strănutat? Corect. Ce este acela un macat? Ma. Macat, n-am auzit în viața mea. Nici e prima dată. Este cuvertură. Cuvertură. Ah. Cum este un om drâmboiat? Nu, mai nebun? Nu. E beat? E bosunflat. Dacă băutura îl întristează. Ți-ar fi de folos o bâzdoacă în cantonament? Aba, nu știu. Este vorba de o bâtă. Bâtă, bă, da, mă, că am mai auzit odată. În cazul ăsta nu cred că ar fi de folos. Alex conduce în prezent cu 3-2. Și ultima întrebare. Dar, Vlad, ai șansa de a câștiga, nu doar de a egala, pentru că ultima provocare are 2 puncte. Este ceva mai special. Oricare dintre voi poate să apese butonul. Povestește o fază de joc folosind perfectul simplu pentru 20 de secunde. Cine se încumetă? Încerc. Deci o fază de joc, da? Da. Deci portarul repuse mingea pentru fundaș central dreapta, care pasă la mijlocașul lateral, care urcă cu mingea pe flancul drept, centră pentru atacant care sări și marcă cu capul. Bravo! Felicitări! Alex, ai pierdut pe final, la ultima fază. Felicitări, bravo!